Genul programului, familie. Următorul program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții, ori familia. Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă emisiune Total Sport. În studio astăzi Adrian Chere și antrenorul formației CSMS Iași și echipa Fanion din Dealul Copoului, care reprezintă orașul nostru în prima ligă. Adrian Chere și fostul purtător al tricoului cu numărul 11 la Politehnica Iași, echipa de tradiție ieșeană. Întorși de curând din turneul de pregătire, dintr-un cantonament lung în Turcia și chiar astăzi va și începe returul, partea de retur care trebuie să mai joace încă 3 meciuri, iar CSMS Iași va juca la Ovidiu cu viitorul echipa lui Gică Hagi. Adrian Chere și binevenit în studioul nostru. Bine v-am regăsit, mulțumesc de invitație. O perioadă grea a fost, toate cantonamentele, mai ales cele de iarnă, sunt perioade dificile pentru fotbaliști. O perioadă care sunt sigur că voi, împreună cu antrenorul principal Nicolo Napoli și cu conducerea executivă a clubului, președintele Florin Prunea, ați folosit-o pentru a omogeniza echipa, a întări jocul în vederea îndeplinirea obiectivului, care, iată, s-a schimbat cumva, pentru că sunt posibilități ca echipa noastră să poată juca chiar în play-off. Da, am avut o perioadă de pregătire, mă refer la cea, cantonamentul centralizat din Antalya, de 20 de zile, 21 de zile cu tot cu plecarea din Iași, o perioadă, spun eu, benefică pentru noi. Am dat peste condiții foarte bune de pregătire, începând de la terenuri, la condiții de cazare, masă, adversarii pe care am întâlnit în număr de 6 adversari foarte buni, în care am urmărit cristalizarea unui, să spunem așa, primul 11 pentru primul joc, cel cu viitorul Constanța, înregimentarea celor 3 noi sosiți care au fost legitimați la noi, la echipă, mă refer la Andrei Cristea, la Andrei Lulacu și albanez, da, cu cetățenie italiană, și la croatul Antesaric, fundaș central, adus de la NK Zadar. Iată, Andrei Cristea, o revenire la Iași după ce a mai jucat pentru culorile clubului din Copou. În două rânduri a și marcat multe goluri, dacă nu mă înșel, 13 reușite pentru Adrian Cristea, care este din Bacău ca și origine, este moldovean, a declarat că se simte foarte bine în orașul nostru și a adus o contribuție importantă în perioadele în care a jucat pentru Iași, în timpul în care echipa se chema Politehnica. Cred eu un transfer reușit, mai ales că a semnat un contract pentru o durată de un an și jumătate, dacă știu bine. Sper să fie cele trei achiziții, să fie niște achiziții reușite pentru noi. Îi cunoaștem cel puțin pe cei doi, pe Cristea și pe Lulacu, ca fiind jucători foarte buni, exact pe posturile de care aveam noi nevoie. Croatul Saric rămâne să-l mai vedem, pentru că nu-l cunoșteam așa bine, dar în ce a arătat, a demonstrat și a fost legitimat la noi, la CSMS Iași. Odată cu începerea sezonului de primăvară, care se anunță foarte, foarte dificil, mai avem 3 jocuri de disputat în sezonul regulat, 2 meciuri în deplasare la viitorul Constanța și la Steaua București, un meci acasă cu Poli Timișoara, după care va urma play-off-ul sau play-out, în funcție de rezultatele care le vom obține în cele 3 etape rămase, plus ce va face și contracandidata noastră ASEA Târgu Mureș, vom ști exact unde vom evolua, ori play-off, ori play-out. Sigur, dacă echipa din Iași l-a adus pe Andrei Cristea, care știm foarte bine a jucat la Steaua, acolo ne-a câștigat chiar de 2 ori campionatul României, a trecut și pe la Dinamo, are prezență în jocuri în cupele europene. Mi-aduc chiar aminte un meci cu Valencia, jucat de Steaua și câștigat, când Steaua elimina echipa iberică, iar Andrei Cristea chiar marca goluri decisive. Iată că și ASEA Târgu Mureș a făcut
o perioadă de transferuri foarte bune. Adrian Mutu revine în fotbalul românesc după o perioadă petrecută în India, ce-i drept, destul de grăsuț să revine, dar cu dorința declarată de a fi prezent în lotul echipei naționale la campionatul european din Franța. Da, e adevărat, și cei de la Târgu Mureș, care, fac o paranteză aici, am stat în același stabiliment în Turcia, în același hotel, am fost vecini, să zic, de etaje, ne antrenam terenuri paralele, au făcut și o serie de transferuri spectaculoase, cum ai spus tu, au și pierdut o serie de jucători titulari foarte buni. Să sperăm că acest, eu știu, duel cu ei în paralel, pentru că nu ne vom întâlni cu ei în cele trei etape rămase, să fie în favoarea noastră. Sper ca noi să fim cei care ne-am pregătit mai bine. Iată, chiar dacă acolo la Târgu Mureș se vorbea despre situație financiară, eu știu, încârcită cu ceva probleme legate de finanțarea echipei, parcă nu se vede acest lucru prin jucătorii aduși în această perioadă de iarnă. Da, e adevărat, nu știu, e bucătăria lor, ei știu ce au acolo, ce au făcut, ce urmează să facă. Pe noi ne interesează CSMS-ul din Iași, ne interesează dacă vom reuși să facem cu 4 puncte mai mult decât vor face cei din Târgu Mureș. Sunt 9 puncte în joc, da. În cele 3 jocuri. Să spunem că la meciurile directe au avantaj, a fost o victorie a lor aici la Iași 1-0 și doar un meci egal obținut de CSMS Iași 1-1 la Târgu Mureș, cu toate că echipa ieșeană a făcut un joc foarte bun acolo și mi-aduc aminte, Târgu Mureșene au egalat pe finalul partidei. Da, am făcut chiar unul dintre cele mai bune meciuri ale noastre în deplasare. Am reușit să conducem până în minutul 84. Am avut posibilitatea să facem și 2-0. N-am reușit, au reușit ei un gol norocos, un șut din marginea careului, o bară, gol. Chiar și un 2-1 era în avantajul nostru dacă reușeam să câștigam cu 2-1. Dar așa este, pentru goluri mai multe marcate în deplasare. Dar care e atmosfera, că vorbeați cu ei, fiind acolo, în același hotel? Ați avut prilejul să schimbați opinii. Da, am vorbit, normal, și antrenori între ei și jucători care se cunoșteau. Ne-am urat noroc reciproc, nu știu dacă ne mai uram, dacă urma să ne întâlnim cu ei în cele trei etape rămase din sezonul regulat. Dar așa, ei puțin mai încrezători, e normal, pentru că au 3 puncte plus jocurile directe, mai încrezători, mai... Dar programul lor... Care este, dacă noi disputăm 2 jocuri grele în deplasare, iată, cu Viitorul lui Hagi și cu Steaua, iar acasă cu Timișoara, o echipă imprevizibilă, dar care nu s-a întărit prea mult, în schimb Târgu Mureș, ce program are? Ei au 2 acasă și unul în deplasare, au un primul meci acasă cu Târgu Jiu. Greu, meci greu? Da, un meci greu și pentru ei, joacă apoi la CFR Cluj, la fel un meci greu. Și ultima etapă din sezonul regulat joacă acasă cu FC Botoșani. Iată, și aici au meciuri destul de grele, și Târgu Mureșu, deci încă sunt speranțe pentru noi. Speranțe. Noi sperăm, cât și matematic mai avem șanse, sperăm până ultimul joc. Ar fi o performanță deosebită pentru Iași să joace în play-off, cu posibilitatea ca pentru prima dată în istoria Iașiului să participe în cupele europene. Da, există și posibilitatea asta, dar până la urmă nu depindem numai de rezultatele echipei noastre, depindem și de ceea ce fac cei de la Târgu Mureș. Important e ca noi să reușim să acumulăm un număr de puncte, chiar dacă vom juca în play-out, să avem un avantaj față de celelalte care sunt în spatele nostru. Am văzut că o echipă cu care ați câștigat disputele, e vorba de echipa Craioveană, speră chiar la o clasare pe locul 7, care să-i dea posibilitatea să joace în cupele europene, sigur gândindu-se probabil echipa de acolo la anumite probleme financiare pe care să le aibă formațiile din play-off și astfel să poată conta și locul 7 chiar. Da, contează. 7-8, cum și anul trecut FC Botoșani au terminat pe locul 8, dacă nu mă înșel, au jucat în Europa League. Deci șanse în campionatul României sunt de pe orice loc termin, ca să spun așa, să poți evolua în cupele europene. Așa este, o echipă deja CFR Cluj și-a pierdut aceste ambiții,
gândeau clujenii că pot contabiliza cele 6 puncte pe care le-au primit de punctare din partea Federației Române de Fotbal, dar Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne le-a anulat aceste speranțe. Deci, iată, un adversar în minus pentru Iași. Trebuie să recunoaștem că ar fi o ambiție ieșană de a fi în cupele europene, după ce mai multe orașe din Moldova au reușit acest lucru. Mă gândesc la Vaslui, la Botoșani, iată acum chiar aminteai, Piatra Neamțu, Bacău sau Galațu, care a și câștigat titlul național în premieră pentru echipă din Moldova. Da, cred că suntem singura echipă din zona Moldovei care nu am evoluat în cupele europene. Mai este Suceava, avea Foresta Fălticeni, care nu cred că a fost în vreo cupă europeană. N-au fost, n-au jucat, mai, e adevărat, mai puțin în mai puțin, prima ligă. Dar oricum a rămas cu o performanță, a întors un rezultat cu Dinamo de la 0-4, o câștigat cu 5-4. Da. O performanță și oricum au făcut să vorbească mai mult despre fotbalul din Moldova. Cu toate că Iașu rămâne în continuare o prezență de mare tradiție pe prima scenă a fotbalului românesc. Nicola Napoli, ce spune, care e atmosfera, care e părerea lui, este un nume din fotbalul internațional? Da, și el, ca și noi cei din staff și jucătorii, ne dorim, avem speranțe că poate o să reușim să accedem în play-off, suntem optimiști. Avem 3 meciuri disputate, se poate întâmpla orice. Cum am spus-o mai adineori, ne dorim ca să reușim să facem cu 4 puncte mai mult decât cei din Târgu Mureș, dar dacă nu, ăsta e jocul, ăsta e fotbalul, de-aia este și așa frumos. Vom încerca în play-out să avem o poziționare cât mai bună, dacă vom putea să rămânem pe locul care suntem acum, în speță locul 7. Vorbea președintele clubului Florin Prunea, care este și membru în comitetul executiv al Federației Române de Fotbal, de faptul că obiectivul era clasarea în primele 10, dacă nu mă șer, nu? Da, obiectivul este clasarea în primele 9. 1-9 este obiectivul echipei, deci, noastre. Deja, suntem în grafic. Deja comportarea echipei în acest sezon este foarte bună după jocurile pe care le-ați făcut. Da, foarte bună. Se termină sezonul regulat și va începe, cum spunem noi, un nou campionat. 10 dacă jocuri care vor fi 10 sau 14, sau, în da, funcție de noi sperăm să fie 10. Și noi ne dorim. Mai ales că urmează și campionatul european din Franța. Ce spuneți, ce spuneți voi? Să mai spun că în staful tehnic mai stă antrenorul pentru portar Benone Tohut, fostul goalkeeper al echipei ieșene, dar și Cezar Honceriu, preparatorul fizic, care împreună cu tine și cu Nicola Napoli vor conduce destinele echipei în aceste meciuri care urmează. Ce spuneți, ce credeți despre plecările de la echipă? Pentru că am vorbit de veniri, 3 la număr, dar s-au înregistrat și plecări. Ștefan Grigore, un jucător cu experiență, Liviu Ganea, un atacant care din cauza accidentărilor nu a prea jucat, și un brazilian, Antas, parcă? Dantas. Deci au venit 3 jucători, au plecat 3. Cred eu că cei care au venit, așa ca opinie personală, cred că și cei din colegii din staff și jucătorii care compun lotul echipei noastre sunt de acord că cei care au venit sunt peste cei care au plecat. Sperăm să fie așa, să vedem și în jocurile oficiale. Au jucat în meciurile amicale, noile achiziții? Da, au jucat, da. Sau au reușit să-și găsească, să prindă locul în echipă? Pentru că și aici este o concurență. Rămâne de văzut ce va decide domnul Napoli. Am înțeles că Andrei Cristea a venit mai târziu în cantonament. Și Andrei Cristea, și Lulacu. Singurul care a venit cu noi de la început a fost croatul Antisari, cel a jucat mai puțin. De ce poți joacă Antici? Fundaș central, poate să joace și fundaș dreapta. Are avantajul acesta că poate evolua pe 2 posturi din apărare. Este o opțiune pentru fundaș central. Deocamdată nu cred că va putea juca de la început, dar acest sezon de primăvară va fi destul de lung și probabil va avea și el șansa să evolueze. Iată, de Andrei Cristea am vorbit, este un punker, un goalgetter care probabil alături de Golubovici
jucătorul care, după părerea mea, a fost cel mai bun din echipă până acum, prin valoarea sa și prin reușitele sale. Împreună, cred că vor juca și vor constitui o amenințare și mai mare pentru porțile adverse. Da, sunt convins că forța noastră ofensivă va fi mai mare cu venirea lui Andrei Cristea și a lui Lulacu, care și el este un jucător pe care ne vom baza. Poate fi folosit în spatele linie de atac, Lulacu? Nu, Lulacu este un jucător de parte laterală, ori în stânga, ori în dreapta. E stângaci, de picior stâng? Nu, e dreptaci, are o viteză bună, are îndemânare bună, e curajos, dornic de afirmare, pentru că vine totuși de la Liga 2, de la Gazmeta Mediaș. A jucat, a evoluat în prima scenă, dar odată cu retrogradarea celor de la Mediaș a rămas acolo. Și în această iarnă avem la noi. Despre jucători tineri de perspectivă, ce ne pot spune? Da, avem și jucători de genul ăsta. În primul rând, Alexandru Boiciuc, component al naționalei Under-21 al Republicii Moldova. Da. El, având 19 ani, la o grupă cu 2 ani mai mare, e un atacant care... Cred eu, dacă va fi serios și se va pregăti cum trebuie, va exploda la un moment dat, pentru că are calitățile necesare. Mai avem doi copii, doi juniori din ograda proprie, un mijlocaș, component de asemenea lotului național, Under-19, este vorba de, sau Under-18, pardon, Târșă Marian, și un atacant... moldovan Adrian, un atacant de execuție masiv, care având grijă de ei și făcând intrând în programul... Amândoi de la Centrul de Copii Junior, nu? Da. CSMS. De al CSMS-ului din ea, jucători de la grupa domnului profesor Cădănău, Dan, jucători care au calități, dar rămâne să muncească și să dovedească aceste calități în momentul când li se va oferi șansa să evolueze. Am făcut această precizare pentru că știm că avem și liceul cu profil sportiv din Iași și de acolo au mai venit jucători de valoare în anii care au trecut. Mi se pare însă oarecare stagnare în ceea ce privește tinerii jucători care să facă remarcați la noi în oraș. Da, sunt și situația clubului nostru, situația, mă refer la prima echipă în clasament, nu permite, să zic așa, testarea unor tineri jucători, pentru că avem nevoie de rezultate imediate. Eu știu, nu apare un jucător care pe extraordinar să poate să-l bagi direct în primul 11. Și sunt tatonări, sunt jucători care sunt în vederile noastre, adevărat, cei care se pregătesc cu noi, mai sunt și alți jucători care îi urmărim, dar deocamdată nu e cazul să folosim jucători tineri. Da, eu pot să-l înțeleg pe Nicolo Napoli, că își dorește rezultatul imediat și pentru oraș și pentru a îndeplini un obiectiv superior față de cel fixat, dar știu că și am abordat această temă pentru că sunt niște schimbări făcute de Federația Română de Fotbal pentru campionatele viitoare privind folosirea unor jucători formați de club. Și va conta acest lucru în alcătuirea lotului de jucători. Da, am văzut și eu un plan pe viitor, ce se vehiculează, ce se preconizează de jucători să utilizeze în campionatele din primei ligi. Se caută soluții pentru a avea jucători mai buni, pentru loturile naționale, echipa națională fiind dată în prim plan, pentru că dacă nu joacă jucătorii și sunt alții care vin din afară, le limitează accesul și atunci și contribuția jucătorilor la echipa națională este mai mică. Sau și la cea de tineret, la echipele naționale de juniori, și atunci e normal ca să caute soluții. Cu toate că piața transferurilor este liberă, nu? Cei mai buni jucători din Uniunea Europeană au drumul liber pentru titularizare dacă arată că sunt mai buni. Da, este un proiect, l-am citit și eu, folosirea jucătorilor tineri, te obligă într-un fel federația să folosești jucători tineri chiar și la nivelul primei ligi, Liga 2, Liga 3, nu mai spun,
din punctul meu de vedere, mi se pare ceva benefic, dar să fie, să ai continuitate în acest proiect, nu să-l folosești un an, pe urmă să schimbi, eu știu, sistemul, să încerci să mergi pe aceeași linie mai mulți ani pentru a putea vedea dacă este sau nu benefic fotbalul românesc. Există și în alte țări astfel de prevedere. În Anglia știam că sunt acceptați internaționali care au un anumit număr de jocuri în echipa lor națională, de unde provin. De asemenea, în Spania sau în Germania, tot felul de reglementări care să facă în așa fel încât să vină jucători puternici care să crească valoarea campionatului respectiv. Nu să fie un fel de loc în care să poți să-ți găsești, eu știu, un job așa destul de călduros fără să ai valoare. Da, e adevărat. Fiecare federație are politica ei, trebuie să respecti regulile respective și eu cred că la noi se încearcă ceva vis-a-vis de jucătorii tineri, dar trebuie să vadă și efectele. Mai spune-ne ceva de acolo din Turcia. Care a fost cea mai tare echipă care ați întâlnit-o? Care ați considerat până la urmă că a fost cea mai puternică? Dacă stau să mă gândesc, toți adversarii care am întâlnit, poate cu excepția primului, a fost o echipă din Ungaria, Sopron, echipă de Liga a doua, care nu era de lepădat, dar nu s-a ridicat la nivelul celorlalte 5 echipe care le-am întâlnit. Echipe care au provenit din Bulgaria, din Georgia, din Croația. Echipe bune, echipe cu stiluri diferite de joc, puternice. Bănuiesc că rezultatele n-au contat foarte mult, cu toate că odată intrați pe teren, jucătorii își doreau să câștige. Da, e adevărat, am jucat în 20 de zile 6 jocuri de pregătire, cam un joc la 3 zile jumătate. Un ritm infernal. Ritm cu două antrenamente pe zi, am avut un program cam dens, era normal pentru că perioada de pregătire a fost mai scurtă ca în alte ediții de campionat, având în vedere că este campionatul european și trebuie să termine mai repede. Terminăm campionatul mai repede. Libere băieții nu prea au avut decât două după amieze liber, în rest două antrenamente pe zi plus jocuri. În ziua jocului aveam și antrenament dimineața. Am reușit să jucăm 6 jocuri, am câștigat 2, am făcut un meci nul și am pierdut 3. Nu pot să spun că nu mi-au interesat rezultatele, ar fi culmea să spun că nu, dar am urmărit și am testat și jucătorii care au venit, le-am dat șansă la fiecare, au jucat câte o repriză, 30 de minute, deci n-am fost omogen. Poate pe finalul cantonamentului, ultimele două jocuri, antrenorul Nicolo Napoli a efectuat mai puține schimbări. Normal că își dorea să-și cristalizeze. Exact. Asta a fost și ideea a cristaliza un prim 11 pentru primul joc care îl avem, cel cu viitorul. Ne-l pot spune așa ca să știm cam care ar fi? N-aș putea să spun neapărat un primul 11. În mare, așa. Aș putea să spun că pe ce mă bazez eu, sau cred că ne bazăm toți, este omogenitatea echipei noastre. Suntem o echipă care n-am făcut decât trei schimbări de jucători, în care cred eu că în primul joc va evolua Cristea, cu siguranță. În rest, cei doi nu cred că vor evolua pentru că Lulacu a venit puțin nepregătit, nu este pus la punct cu pregătirea. Sarici, deocamdată, nu cred că va intra în calcule domnului Napoli. În rest, ne vom baza pe aceiași jucători. Grahovaț și-a păstrat postura de titular în poartă. Dacă ne uităm la ultimele două jocuri, el a apărat din primul până este un portar de valoare cu multă experiență, a arătat acest lucru, rare greșeli a făcut, nimeni nu poate să joace fără greșeală. Capitan de echipă, în continuare, Voicu? Voicu, linia de fund e cam la noi, e cam standard, Voicu în dreapta, Țigănașul în partea stângă, în zona centrală, din trei jucători, Nicolo Napoli va trebui să aleagă doi, mă refer la Mihalache, Făzinescu și Ciucă, care va considera dumnealui că e mai în formă, ca la ora jocului, în funcție și de adversarul care vom întâlni. La mijloc,
rămânem cam aceiași jucători, cu, adică au rămas aceiași, cu Mitici, Crețu, Ienescu, Vasile Gheorghe. Bole, care e un preferat al meu, este un fotbalist maghiar extrem de bun, îl consider. Da, Golubovici în față, a apărut și Andrei Cristea. Important e că n-am avut în această perioadă foarte... Mai am un preferat pe Onducu. Onducu e sănătos. Asta vreau să spun. Un adevărat moldovean, dar a avut ceva probleme cu ceva accident. A avut ceva probleme, s-a operat, acum este, să spun, aproape 100% din punct de vedere medical și fizic. N-am avut foarte mulți accidentați în această lungă perioadă de pregătire. Am avut câteva probleme cu răceli, dar inerent în această perioadă, mai ales în zona în care am fost, a plouat vreo câteva zile, a fost cam răcoare, au răcit băieții, dar și-au revenit destul de repede. Sper ca la ora jocului cu viitorul să fim toți. Vorbind despre viitorul, transferuri destul de spectaculoase făcute de echipa lui Hagi, am văzut pe Sania apărea în continuare. Ei aveau ceva probleme cu portarii, aveau unii mai lipsiți de experiență, care gafau în dese rânduri. Iată, au reușit să-l aducă pe brazilianul care a apărat ultima oară la Petrolul Ploiești. Da, mai au un jucător foarte bun care l-au adus, scapă numele acum. Au adus un jucător, un fundaș central, un francez, Goulon îl cheamă, un fundaș masiv, da. Un fundaș puternic, dar au și pierdut. Eu zic că nu mai sunt chiar așa de puternici față de turul campionatului sau sezonul de toamnă. Au pierdut 3 jucători titulari. Mă refer la Mitrea, cel care a evoluat și la noi, fundaș central, da. A plecat la Ascoli, în Italia, Serie B. Mă refer la Ganovici, un mijlocaș care... Băiatul fostului internațional. Nu știu dacă s-ar putea să fie coincidență de nume. Da. Și a mai plecat, nu mă scap acum, au plecat ei jucători și Achim, care a plecat la voluntari. Da, titular. Aici surprinzătoare cedarea lui Achim. La voluntari, acolo unde găsim președinte onorific pe Dumitru Dragomir, fostul președinte al ligii, echipă care i-a antrenat de Ganea acum, nu? Da. Și care nu prea este într-o relație bună cu Daniel Pancu, ieșanul nostru. A și renunțat la serviciile lui, nu l-a mai coptat în lotul care se va baza pentru sezonul de primăvară. Probabil că nu prea se înțelegea antrenorul cu Daniel Pancu, a preferat să nu-l mai aibă, să-l simtă în spate. Daniel se apropie de sfârșitul carierei, a și cochetat la un moment dat cu funcția de președinte chiar la Rapid sau cu cea de antrenor. Vom vedea care va fi destinul său în continuare la 38 de ani. Da, îi doresc mult succes, sper să-și rezolve problemele de la voluntari. El a declarat, am citit o declarație de-a lui, că vrea să rămână la voluntari, probabil în cadrul clubului de acolo, unde sunt, din ce am înțeles, condiții foarte bune de pregătire. Nu, pe noi ne interesează mai mult acum traseul CSMS Iași, mai ales că, iată, stăm așa cu sufletul la gură, pentru că sunt posibilități clare să prindem totuși un loc în play-off, ceea ce ar face mult mai spectaculoase jocurile care se vor disputa în dealul Copoului. Va fi, sunt convins, o luptă corectă, fair play cu Târgu Mureș, pentru că celelalte echipe deja nu mai pot fi ajunse, din câte știu. Teoretic ar mai fi, doar dacă ar pierde, să spunem, Steaua, să pierde toate meciurile sau e mai Dinamo. Greu. Steaua s-a întărit acum cu Laurențiu Reghen, că am făcut și ei ceva probleme, dar oricum e greu de crezut, cu toate că nimic nu este imposibil. Da. În play-off ar fi deci Astra, singurele echipe care sunt și au asigurat locul în play-off, e, cum ai spus tu, Astra și Viitorul, celelalte Dinamo, Pandurii și Steaua. Teoretic încă s-ar putea să pierdă. Ar putea pierde. Da. Puțin deci, probabil, dar da. Ar putea pierde din punct de vedere matematic locul și ar putea pierde acest loc. Da, așa este.
Sigur, un eveniment important pe care îl așteptăm în acest an este campionatul european din Franța, care va începe în 10 iunie și iată că România are onoarea să deschidă această mare întrecere europeană. Meciul cu Franța va da startul acestei ediții cu 32 de echipe, cele mai multe în 8 grupe a câte 4. România, în afară de Franța, mai are în grupă Elveția și Albania. Ce crezi, care sunt șansele? Oricum, un noroc extraordinar pentru fotbalul românesc să deschidă această ediție de campionat european. Toți vor fi ațintiți cu ochii asupra acestei partide. Poate să fie cu două tăișuri, nu? Franța, considerată o candidată la câștigarea titlului european, mai ales că joacă pe teren propriu. România, care de multe ori s-a comportat bine în aceste meciuri cu reprezentativa cocoșului galic. Mi-aduc aminte că am fost într-o grupă de campionat european și în 2008, atunci când remizam 0-0, dar eram atunci într-o grupă chiar că de foc, cu Franța, cu Italia și cu Olanda. De data aceasta s-ar părea că grupa este ceva mai bună. Da, aparent pare a fi mai ușoară grupa, având în vedere că Franța, din punctul meu de vedere, e favorită clară la câștigarea grupei. Și nu numai datorită faptului că este țară organizatoare, datorită și componenței lotului care îl are la dispoziție. Eu îi văd în careu de aș pe cei din Franța. Ne vom lupta cu Elveția și cu Albania pentru cel de-al doilea loc care va duce mai departe. Există și posibilitatea calificării de pe locul 3, pentru că din 32 de echipe mai departe 16, deci dacă facem un calcul simplu, ne dăm seama că avem și posibilitatea asta să ne calificăm. Da, dar cred că valorile s-au cam egalizat acum în fotbalul nu numai european, ci cel mondial. Elveția cu România par a fi favorite la locul 2. Am făcut o mică greșeală. Cred că nu sunt 32 de echipe, sunt 24. 24. Sunt 24, sunt 6 grupe și deci merg 12 primele de pe locurile 2 și mai merg încă 4 echipe care sunt clasate pe locul 3 în grupe. Probabil că va veni și timpul când vor fi 32 de echipe. 32 de echipe au fost la campionatul european de mini-fotbal din Croația, ultima ediție, un record de participare și de acolo. Vom vorbi și despre mini-fotbal pe finalul acestei emisiuni și din această cauză eram cu gândul la 32 de echipe. Sunt 24 în Franța și acesta este un record de participare oricum. Deci spuneam o grupă oricum accesibilă, dar ce spunea lui Lacu, care e și albanez? Este de acord? N-am discutat încă despre campionatul european cu lui Lacu. Eu am încredere în echipa noastră că are, eu știu, forța să depășească Elveția și Albania și să ne calificăm de pe locul 2 mai departe. Acolo să nu uităm, echipa. Totuși, Elveția este o nucătare cu, eu știu, rezultate bune în ultimul timp. Să nu uităm, Elveția ne învingea în Statele Unite cu 4-1 la campionatul mondial, unde România a avut cea mai bună participare din toată istoria națională. Am fost la un pas de o semifinală de vis cu Brazilia. Da, Elveția ne-a luat atunci cu 4-1, că am jucat terenul acoperit. Așa este, la Chicago sau Detroit. Da. Sper de data asta să-i putem depăși. Elveția e o surpriză pentru mine, faptul că s-a calificat, a reușit calificarea la acest campionat european. Are o anumită valoare, dar cred că este inferioară echipei noastre. În afară de Franța, ca și favorită la titlul european, pe cine mai vezi că, eu știu, va avea un cuvânt de spus? Eternele favorite. Deci Franța, Spania, Germania, Italia, eu știu, Belgia, care are o echipă tânără, cu bune rezultate, nu? Mult mai bună decât a avut-o anul trecut, cu jucători care evoluează la echipe mari din Europa. Eu știu și eu știu. Poate va mai apărea vreo surpriză, dar cred că din astea 5-6 se va alege campioana europeană. O să vedem, trăim oricum cu emoție, așteptăm startul din 10 iunie când partida Franța-România deschide această ediție de
campionat european. Spuneam despre mini-fotbal, este o pasiune a ta. În timpul liber ești și arbitru de mini-fotbal. Să spunem că este foarte greu să arbitrezi la mini-fotbal, sunt foarte multe contacte directe, mingea este mai tot timpul un joc, sunt multe ambiții, multe pasiuni. De curând, mini-fotbalul a fost recunoscut de către Ministerul Tineretului și Sportului ca și disciplină sportivă. Este o victorie a celor care s-au ocupat de acest joc din curtea școlii, cum este caracterizat de multă lume. Un mini-fotbal în care deviza era plăcerea jocului. Să vedem ce se va întâmpla în continuare după această recunoaștere. Probabil va trebui să se dispute un campionat național pe parcursul întregului an, nu numai turnee finale. Pe exemplu, celorlalte federații, eu știu, de handbal, de basket, de volei, care au organizat astfel de campionate, să vedem dacă echipele de amatori din mini-fotbal vor avea posibilitatea. Trebuie privită cu foarte mare atenție acest lucru, pentru că știm foarte bine ce s-a întâmplat și la futsal. Sunt destule cheltuieli care cu greu le pot să face față în contextul actual. Da, m-am bucurat foarte tare când am auzit acest lucru, că mini-fotbal a fost în sfârșit recunoscut. Știu că un merit foarte mare ai avut și tu. Toți, din Iași, numai. Nu, faptul, eu, făcând parte din structurile de conducere a Federației Române de Mini-Fotbal, știu cât te-ai zbătut pentru ca mini-fotbalul să fie recunoscut. Vă doresc mult succes pentru că este un sport care place, care cred eu că în viitor va exploda. Și explodat, pentru că avem 6 titluri de campioni europeni și dacă prima ediție a fost una de pionerat la Bratislava, dar s-a plecat cu un microbus de la Iași, așa, și am participat acolo. Apoi a doua ediție a fost la Tulcea, în România, și a continuat practic seria europeană, începând cu ediția din Republica Moldova de la Chișinău. Ai văzut, știi foarte bine că ai și urmărit și ai văzut nivelul jocurilor, care a mers până acum la Vrășar în Croația, 32 de participante, și prin faptul că s-au transmis meciurile echipei naționale în direct, 7 la număr, s-a văzut că nu a fost o joacă, ci a fost ceva extrem de serios, și Iașul a fost reprezentat acolo chiar de managerul echipei, Dan Cojocaru, și a mai avut un reprezentant, Florin Trofor, ca și preparator fizic, dar și 2 jucători, Bogdanel Moisi și Ciprian Brighiu, care tu îi cunoști foarte bine. Deci, iată, Iașul și-a adus contribuția ca de fiecare ediție europeană, de altfel și la Chișinău a marcat 13 goluri numai jucătorii ieșeni care au fost prezenți. Mi-aduc aminte că atunci era și Marius Vintilă, fosta mare speranță a fotbalului ieșean. Marcau, printre alții, și Știrbeț, de asemenea un nume Gabi care Măzăraru, se remarca. Gabi Măzăraru, parcă mi-aduc aminte. Da, a dat un gol, da, și Gabi Măzăraru. Sigur, jucătorii din Iași au fost prezenți și la Tulcea și au adus contribuția, o contribuție importantă prin cei care au fost prezenți în lotul nostru, ca și la Bratislava, că de acolo a pornit totul. Și a mai avut, sigur, mereu ieșeni în lot și în Grecia și în Muntenegru. Deci Iașul poate fi considerat un pol al mini-fotbalului. Noi ne-am oprit aici. Multă baftă la Ovidiu cu echipa lui Viitor, a lui Hagi. Aveți șanse, CSMS are șanse, și știi bine că de câte ori vorbeam la telefon înaintea unui meci din deplasare, nu m-am înșelat. Da, Paul, mulțumesc pentru cuvintele frumoase și ție-ți doresc baftă cu Federația de Mini-Fotbal să ajungă de a 7-a oră campion european și așa mai departe. Da, se joacă în Ungaria, se joacă în Ungaria. Acum, apropo de originele numelui tău. Da. A fost Adrian Chere și în emisiunea noastră de astăzi. Nu uitați, de la ora 18 la Ovidiu, Viitorul lui Gică Hagi joacă cu CSMS Iași, iar echipa ieșeană trebuie să joace pentru cele 3 puncte puse în joc pentru a mai avea șansa de a participa la play-off. Toate cele bune, un weekend plăcut în continuare.